Bună seara la toată lumea, eu sunt Claudiu Vaida și astăzi vreau să facem o ciorbă rădăuțeană. Am făcut aici o supă bază, fără de care n-am putea să facem ciorba rădăuțeană, în care am pus două cepe, un morcov, un ardei capia, două pulpe de pui, o bucată de țelină și o foaie de dafin și câteva boabe de piper. Eu am pus asta acum o oră la fiert, n-am vrut să vă plictisesc pe live cu timpul de fierbere. Aproximativ o oră trebuie să fiarbă carnea. Practic aceste legume care am fiert nu le vom folosi, putem să facem altceva cu ele. Am aici un morcov pe care îl voi tăia cu bulețe, da. Sunt persoane care dau morcov pe răzătoare. Nu este nimic greșit. Alții, de exemplu, folosesc legumele din supă. De asemenea, nu este greșit. Fiecare poate să facă după cum nu plac. Eu prefer să călesc puțin morcov separat pentru că vom da culoare la ciorbă și vom avea și niște legume puțin crocante în ciorbă. O să adaug puțin ulei, nu foarte mult, deoarece pulpele au și ele grăsime. Pun morcovii și am să-i călesc puțin. Prin acest procedeu vom da și culoare la ciorbă, mai ales dacă folosiți un pui din comerț care nu dă așa multă culoare. Vreo 2-3 minute, nu mai mult, cât să elibereze culoarea. După aia vom pune supa. Am usat carnea, am luat pielea de pe pulpe, deoarece nu ne trebuie, și o las puțin la răcit. Încă arde puțin, dar sunt călit, așa că n-am probleme. Eu am să tai carnea cu bulețe. Sunt persoane care fac franjul. Puteți să o faceți cum doriți. Rog usturoiul să fiarbă și el aici. Da. Am ras 3-4 căței de usturoi, nu mai mult. O să pun 300 de grame de smântână, adică aproape tot paharul ăsta. Este o smântână cu 20% grăsime. Folosesc 3 gălbenușuri de ou. Cantitatea supei este undeva la 3 litri de lichid. Dacă nu spuneți nimic, eu o să pun pentru că așa e rețeta. Spune că trebuie să punem o lingură de făină, nu mai mult, n-am pus mai mult. Dacă vreți, puteți să puneți amidon în loc de făină sau să nu puneți deloc, cum doriți. Dar făina va face ciorba puțin cremoasă. Să amestec puțin. Ca să nu se taie smântâna, o să adaug treptat câte puțină supă fierbinte și o să temperez acum smântâna. Da? Ca să se gătească și făina. Sper că se vede bine ce fac. Să mai pun vreo 5-6 minute la fiert, să dau mai aproape să vedeți, ca să gătim și făina. N-am pus mult, așa că nu se simte foarte tare, dar o să obținem o ciorbă puțin mai cremoasă. Da, trebuie puțin sare, puțin mai mult pe chiar. Acum puțin
puțin oțet, unul ca să nu fie prea acră, punem și cărnița. Dacă vreți să fie mai ușoară ciorba, puteți pune piept de pui. Eu am preferat să pun pulcă de pui. Carnea de pe pulpele de pui nu este așa seacă și de-aia am pus puțin pătrunjel. Și ciorba noastră rădăuțeană este gata. Culoarea, ce ziceți de ea? Carne, câțiva morcovi. Să și servim ciorba în seara asta. V-aș da și vouă sincer, dar din păcate nu acum. Doar dacă veniți voi aici la Timișoara. Și să gustăm ciorba. Mulțumesc de apreciere. Da? Așa arată ciorba rădăuțeană. Cu cărniță. Câțiva morcovi, pătrunjelul. Hai să-l și văd cum e. Cu tot cu cărniță. Delicioasă, sincer. Trebuie să văd dacă am niște ardeiuri în frigider. Merge de minune cu un ardei iute. Bun, cam asta a fost ciorba pe ziua de azi. O să fac o editare pe live-ul de azi și o să repostez pe TikTok pentru cei care doriți să urmăriți cap-coadă rețeta. Mulțumesc încă o dată, eu vă urez o seară plăcută și spor la treabă. Mulțumesc! Seară bună tuturor!